am fost la Viena, la expoziții, de sculpturi și de picturi, în niște case tare frumoase, cu grădini și fântâni și terase. Am rămas cu gura căscată, că am văzut o statuie dezbracată. Dar cum se poate să n-ai o cămășuță? Și ca să nu mai văd, mi-am pus la ochi o gentuță și am mers mai departe, pe lângă pazânii, din care apa țâșnea fix după mine. M-au udat din cap până în chișoare și ca să mă usuc, am intrat în interioare. Acolo erau candelabri și argintării, covori scumpi, catifele și bijuterii, haini luxoase, pe manechini. Și eu am lăsat o dâră de apă după mine. Am lăsat și un picuț din noroi, am făcut urmi pași până la etajul 2. Și de frică să nu mă amendezi, m-am ascuns într-un grup de turisti tailandezi. Ținâni ani, oațana, oațani, oațanița. Vai și picturi urâte, erau pe pereți. Nu merită să dați banii pe bilete să le vedeți. Urmile mele de chișoare, de pe covoare, arătau mai bine și mai de valoare. Tâni, hani, oațana. Grupul meu fugea cu mare viteză. Tâni, hani, oațana. Și toată lumea vorghe, numai în tailandeză. Tâni, hani, oațana. Eu nu înțelegeam nimic din și dădeau din gură. Tâni, hani, tari greață mi s-o făcut de-a ta cultură. Un domn tailandez m-a șerțat în germană sau în engleză sau în italiană, dar eu i-am zis frumos pe românești că nu înțeleg despre și mama naibii vorghești. Țânii anii, oațana, oațanii, oațanița.